România a inițiat demersurile necesare pentru includerea pe lista patrimoniului mondial UNESCO a vechii frontiere a Imperiului Roman, castre romane, fortificații, turnuri de supraveghere. În total, peste 300 de situri arheologice din mai multe județe, printre care și Caraș-Severin. Primul pas a fost înscrierea acestor situri pe lista indicativă, ceea ce reprezintă prima etapă a nominalizării. Ministerul Culturii derulează prin Institutul Național al Patrimoniului programul național LIMES, Frontierele Imperiului Roman din România, care are ca obiectiv întocmirea documentației privind siturile care compun granița romană de pe teritoriul țării noastre. În județul Caraș-Severin există castre romane în zone precum Caransebeș, Berzovia, Vărădia, Zăvoi, Ormehadia, iar pune la rol în valoare ar fi un plus pentru turism. Pentru introducerea în circuitul turistic este nevoie de un proiect, este nevoie de foarte multă bunăvoință și de foarte multă muncă. Începând de la Dunăre și încheind cu Surduc, un număr consistent de castre romane, unele aflate sub actualele localități, așa cum este Berzovia, altele vizibile, așa cum este Jupa Tibiscum, despre care mie îmi place să spun că este o Sarmisegetuza a Carașului. Sper să intre cât mai curând pe una dintre liniile de finanțare disponibile și să le putem vizita într-o formulă foarte, foarte modernă. Dacă reușim cumva să implementăm programul și castrele romane vor fi incluse pe lista UNESCO, clar că este și avantajul acela material, cei 2,5 milioane de euro de care ar putea beneficia pentru punerea în valoare a acestor castre. Limesul, frontiera fortificată a Imperiului Roman, este cel mai mare monument unitar de patrimoniu din țara noastră, cu 349 de situri arheologice cunoscute.